Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, oameni buni! Nu e așa că ați stat aseară toți cu sufletul la gură și ați urmărit să vedeți ce hotărâri să iau în ședința de guvern? Eu vă spun că merita să stați pentru că guvernul a reglementat foarte multe lucruri. Cea mai importantă hotărâre de guvern luată aseară se referă la un domeniu pe care toți românii îl așteaptă cu nerăbdare. Guvernul a reglementat circulația trotinetelor electrice. Se năspresc regulile. El ne spune de la ce vârstă și ce se presupune să ai ca să poți ieși cu trotineta în oraș. Merita aseară să stai, să vezi că asta este cea mai importantă hotărâre care s-a luat. Restul hotărârilor privind alegerile, învățământul, sănătatea, sunt așa, puse toate la hurtă, la grămadă, ca să avem noi impresia aceea că si dă-i si luptă PSD cu PNL, PNL cu PSD, si dă-i si luptă în continuare ca să facem alegeri într-un tur sau nu, anticipate sau nu. Cum să vă spun, dacă a ajuns Victor Ponta, liderul pro-România, cel care a votat pentru nou guvern, știți atunci, să spună că domne, nu se poate, sunt prea multe hotărâri de guvern, 25 de ordonanțe de urgență și 30 de hotărâri de guvern, înseamnă că undeva s-a pus de o negociere serioasă și că băieții ăștia deja au un calendar foarte bine stabilit și cei de la PNL și cei de la PSD. Un calendar foarte bine stabilit care probabil că are același punct de la care a pornit tipărirea calendarului. Da, să-i lăsăm pe băieții ăștia acolo. Astăzi la 12, că este o moțiune de cenzură în care e care pe care. E care pe care. Care pe care. Vă dați seama cum e care pe care. Deci, doamna Arcan cu domnul Țapu, domnul Ciprian Șerban cu domnul Leoreanu la cameră. Deci, e care pe care. Deci va fi astăzi cu sânge, cu transpirații, ca la Revoluție, cum striga unul după Revoluție, orice numai sânge să fie. Așa va fi și astăzi în Parlament. Orice numai moțiune să fie. Ei, deci îi lăsăm pe băieții ăștia cu Parlamentul și cu ce e pe acolo și revenim la ale noastre în neamț, continuăm seria emisiunilor începute, eu le-am spus emisiuni de cunoaștere a candidaților. Se potrivește și nu se potrivește astăzi, pentru că astăzi îl avem în emisiune pe Bogdan Gavrilescu, președintele PMP Neamț, viceprimar de Piatra Neamț și candidatul partidului pentru alegerile locale la funcția de primar pentru municipiul Piatra Neamț. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație. Poate chiar așteptam, vă urmăresc emisiunea, poate chiar așteptam să văd când îmi vine și mie rândul să ajung la emisiunea dumneavoastră. Uite, domnul Bogdan, încă o dată vreau să mai spun ceva. Oameni, politicieni, nepoliticieni, cei care aveți ceva de transmis important pentru localitate, județ, cei care credeți că sunteți bineveniți în emisiune. Nu trebuie decât să ne anunțați. Restul le discutăm. Deci, sunteți bineveniți în emisiune de fiecare dată când este ceva de anunțat. Putem face și numai 5 minute dintr-o emisiune dacă avem ceva de anunțat important pentru țară. Deci, domnul Bogdan Carulescu, eu am spus la emisiune, l-am rugat pe colegul să pună titlul la emisiune, nici nu mai știu exact, stați că verificăm acum ce am pus. Că e drumul de la cabinetul 1 la cabinetul 2, de la cabinetul 2 la cabinetul 1. Astăzi sunteți, pe de o parte, avantajat, pe de o parte, dezavantajat de actuala poziție de primar al municipiului Piatra Neamț, în lupta electorală. De viceprimar. De viceprimar. Nu în lupta pentru primar. A, da. Deci sunteți, pe de o parte, avantajat, pentru că ați lucrat în primărie,
Sigur. Și pe de altă parte, dezavantajat, pentru că orice lucru în primărie... Mi se pune și mie în cărcă. Exact. Bun. Haideți să vedem. Haideți să vedem, în primul rând, cetățenii cred că după 3 ani și 8 luni, aproape un mandat complet, cetățenii au reușit să afle de ce se ocupă Bogdan Gavrilescu în cadrul primăriei Piatra Neamț și de ce nu se ocupă Bogdan Gavrilescu în cadrul primăriei Piatra Neamț. Dar ceea ce vă pot spune că Bogdan Gavrilescu în 2016 cu o echipă tânără am reușit să scoatem un program de guvernare, niște câteva idei pe care am dorit din tot sufletul să le punem în aplicare și să le reușim să le rezolvăm în acest mandat. Nu am venit în 2016 cu gândul că răstorn eu lumea, că reușim să facem schimbări de 100%. Dacă vă aduceți bine aminte, în 2016 chiar am spus, dacă reușesc și reușim împreună cu echipa să schimbăm 5% din situația la momentul respectiv, mă declaram un om mulțumit, satisfăcut. Astăzi, după 4 ani, să zicem așa, de primăria Piatra Neamț și de administrație publică, vă spun că cred cu convingere că în Piatra Neamț și în județul Neamț, PMP-ul mai are un cuvânt de spus și mai poate schimba încă măcar un 5%. Dar sunt câteva lucruri pe care deocamdată le creionăm, le punem pe hârtie și împreună cu colegii mei de la Partidul Mișcarea Populară vom ieși în fața cetățenilor și le vom spune. Ceea ce vreau să spun și cetățenii vreau să înțeleagă foarte bine. PMP-ul și atâta timp cât Bogdan Gavrilescu va fi în fruntea acestei echipe tânere, vă spun că PMP-ul gândește ca și într-o familie. De asta noi ne spunem familia PMP. De ce? Pentru că în municipiul Piatra Neamț trebuie să ne întâlnim cu toate mediile sociale, mediul de afaceri, turism, să stabilim o ordine, o prioritizare a lucrurilor pe care vrem să le facem, pentru că nu este primăria Piatra Neamț o primărie cu un buget fantastic, dar cu un lucru bine pus la punct, cu o ordine bine pusă la punct, gradul de suportabilitate a cetățeanului și este să-i spui cetățeanului, domnule, într-un an facem aceste lucruri, în anul următor facem alte lucruri, atunci cetățeanul ar putea accepta. Pentru că vin din mediul privat. Înainte să fie frumos în casă, e urât. Dar dacă le programăm și le așezăm așa cum trebuie, timpul de execuție, timpul de finalizare va fi mult mai scurt. Domnul Gavrilescu, spuneați așa, am reușit să schimbăm cam 5%. Spuneți-mi, în astea 5%, care poate fi mai mult, poate fi mai puțin, pe ce domenii v-ați canalizat? Sincer, m-am canalizat în domeniul de care am fost în administrare. Discutăm de partea de salubrizare, modificare puncte de colectare, pugul orașului care am reușit să-l finalizăm după ce 14 ani nu s-a reușit. Asta este o realizare cu pugul orașului, asta este o realizare în general așa, pentru tot ce înseamnă administrație. Bun, să știți că este o realizare pe care cetățeanul de rând în principiu nu o simte și nu înțelege ce este la pug, cu ce mă ajută pe mine pugul. Dar este esențial. Este esențial și pentru investitori și chiar pentru cetățeanul de rând, dacă își construiește o casă sau ceva în municipiul Piatra Neamț, este hotărător. Poate la acest pug mai sunt lucruri care ar trebui modificate, mai puteau fi corectate.
dar nici nu am vrut să scot un bug al orașului Piatra Neamț în care lumea să zică, domnule, era mai bine înainte, că acum avem mai multe condiții, este mai greu de construit. Și vă dau un simplu exemplu și vreau să dau exemple simple pentru cetățeanul de rând ca să înțeleagă foarte bine. De exemplu, în pugul orașului ar putea fi stabilit o singură culoare pentru culoarea acoperișurilor. Deci, la un moment dat să știți că a fost propunerea să avem acoperișuri portocalii. Avem, dacă ca să se vadă ieșim bine din telegondolă. Ca să se vadă bine din telegondolă. Bun. Era culoarea anului în momentul respectiv, probabil, portocaliu. Dar eu aș vrea să discutăm de lucruri esențiale, lucruri care trebuiesc. Ieșim cu toții în străinătate și ne place fantastic de tare. Dom'le, de ce aia pot și noi nu putem? Pentru că au niște legi pe care le respectă. Pentru că au niște amenzi pe care le dau și a doua oară cetățeanul se întreabă dacă mai repetă. De ce oare nu putem ajunge și noi? Și vă dau un simplu exemplu. Ca și mine, cred că ați pățit mulți dintre dumneavoastră când am ieșit în străinătate, poate am fumat la bordul mașinii și am aruncat chiștocul pe geam. În momentul când am intrat cu granița, domne, amenda aici e de la 100 de euro în sus. Ia să o pun eu în scrumieră. Nu mai îmi permit. Oare acest lucru nu putem să-l facem și în Piatra Neamț și în România? Până la urma urmei, hai să ne gândim cu toții. Domne, cum sunt acasă și ceea ce fac acasă trebuie să fac și în orașul meu. Da, știți care este problema? Cetățeanul n-aruncă chiștocul cu noiul, sticla, da, așa, da, afară, pe frica amenzii și de, cum să vă spun eu, vede că este curat, vede că este, are coșuri, are un ambient, cum să vă, dacă treceți munții, da, și ajungeți în Bucin, în zona, da, Bucinului, da, în câmp, sunt câteva parcări. Toate parcările din Bucin, indiferent de ora la care treci, au coșuri de gunoi în care sunt saci. Da. Și sacii respectiv au înăuntru gunoiul. Ai trecut din coace. Bun. Ai parcări. Vreți să-mi, vreți să-mi spuneți, nu, că, adică, vreți să-mi spuneți că în Piatra Neamț nu sunt, nu, coșuri de gunoi? Vreau să vă spun că în general... Da. Omul, că apropo de mentalitate, când ești într-un mediu ordonat, intri în ordinea firească. Da, este adevărat. Este și adevărat. Atunci, cred că primii pași care trebuie făcuți, să stabilim o legislație foarte clară, exact, prin hotărâri, prin lege, prin hotărâri de Consiliu Local, prin lege. Prin lege, așa, și hotărârea de Consiliu Local, sigur, tot o lege. Sigur, sigur. Și după aceea, să creăm și să creăm condiții în paralel cu legea. Și este adevărat, da, trebuie sancționat orice derapaj. Da, dar dați-mi voie să vă dau un singur exemplu. În anul 2019, Primăria Piatra Neamț a alocat un fond pentru coșuri noi de gunoi în municipiu, în coșuri stradale. Vreau să vă spun că am montat în 2019, cred că 350 de coșuri de gunoi stradale. Și câte au fost distruse? Și furate? Furate, vă spun sincer, nu am auzit să fie furate, dar distruse peste 60-70%. Vă dau un simplu exemplu, Alea Tineretului a fost împânzită, pentru că este o zonă de promenadă pe timpul verii și nu numai pe timpul verii, au început oamenii să alerge și toamnă și vară și primăvară pe acea stradă. Dacă treceți, a fost împânzită de bănci și coșuri de gunoi. Acea stradă, astăzi, nu știu dacă mai are 5 coșuri, 10 coșuri de gunoi. Întrebarea care vine firesc, câte persoane au fost sancționate pentru distrugere?
Sincer, pe acea zonă nu au fost, dar pentru probleme de... Înțelegeți ce spun. Am înțeles. Pentru probleme de devastare, pentru un scandal, poliția locală a dat cu 40% amenzi mai mult decât în 2018. Aveți inclusiv pe site-ul meu și pe pagina mea de Facebook, aveți raportul de activitate cu o prezentare destul de bună, sau pe site-ul poliției locale, cel mai bine, cu acest raport de activitate al poliției locale. Chiar poliția locală este unul din obiectele de care mă ocup în cadrul primăriei Piatra Neamț. Și vreau să vă spun așa, poliția municipiului Piatra Neamț nu este acolo unde ar trebui să fie, dar nu mai este poliția locală care a fost în urmă cu 5-6 ani de zile. Cu 3-4 ani de zile, vă spun eu. 3-4 da, ani da. De zile. Deci, dați-mi voie să mă leg de mandatul meu. Dați-mi voie să mă leg de un alt mandat. Am înțeles. Da. Și sunt mișcări. De asta vă spun, nu pot să schimb peste noapte, dar sunt modificări. Sunt lucruri care sunt în dinamică, sunt lucruri care se schimbă și se schimbă în bine, oameni buni. Din 2016 am început iarăși să stropim pe timpul verii străzile. Din 2020 ne dorim să trecem pe partea de stropit, pe partea de caniculă, să spălăm străzile, să stropim străzile, pentru că vedeți că după o iarnă, anul ăsta, mulțumesc lui Dumnezeu, mulțumim lui Dumnezeu, nu am avut o iarnă grea. Dar este jale pe străzi. N-a trecut încă. Nu, până în momentul ăsta am scăpat de 3 luni de iarnă. Deci, acum vreți să fiu răutăcios, a scăpat de 3 luni de iarnă și primăria a scăpat de grija pârtiei. Nu. Chiar aici m-ați lovit unde mă doare. Am, din 2016 mi-am dorit și am făcut o campanie puternică să redăm drumul la pârtia de schi. Așa cum este, mare, mică. Bun, anul trecut au fost 3 weekenduri sau câte, 4, nu mai. 4 weekenduri. 4 weekenduri în care s-a schiat. Eu vă spun că anul ăsta, dacă vremea ne ajută, și un weekend dacă e, eu aș încerca, dar șansele sunt foarte mici. Uitați-vă la pârtia de la Durău. Era singura pârtie pe care se putea schia în municipiul Piatra Neamț. În județul Neamț. Da, scuze. Dar în acest weekend s-a închis. Păi nu, ei au avut sărbările zăpezii, au făcut eforturi fantastice ca să... Foarte mari, vă spun. Au făcut eforturi fantastice cu turnurile. A fost lume. Multă. A fost lume. E un exemplu de ce poate face un privat într-o zonă cu toate piedicile care au fost acolo, multe. Și lumea s-a dus aici. Probabil că trebuie gândit planul acela cu pârtia care se poate fi folosită inclusiv vara pentru un gen de activități și zona de sus. Pentru că sunt posibilități, dar trebuie să vină cineva cu bani. Primăria, să fim sinceri, nu putem astăzi. Primăria nu are capacitatea. Eu ceea ce îmi doresc anul ăsta și atunci mai este un punct de atracție pe masivul Cozla, să dăm drumul în primăvară. Vara anului acesta, eu mi-am propus ca și target în luna mai să dăm drumul la Iglu. Eu dacă dați drumul la Iglu, fac o emisiune de la Iglu în ziua când dați drumul. Deci, suntem în fază foarte avansată. Avem un certificat ISU care a ajuns la primăria Piatra Neamț cu condițiile care mai avem îndeplinit, ceea ce vă pot spune că suntem în discuție, căutăm un importator sau producător pentru schimbarea învelitorii, pentru că aia este cel mai important lucru de făcut, iar după aceea sunt lucruri care mărunte. Știu, am experiență, nu durează foarte mult schimbarea acelei învelitori, estimez eu undeva la o lună jumătate
ar putea fi finalizate lucrările. Dacă găsiți... Dacă am găsit oferte, în primul rând trebuie căutate agreierile necesare, materialul să îndeplinească condițiile ISU și toate condițiile necesare pentru desfășurarea de activități. Va fi un punct de interes și de atracție în municipiul Piatra Neamț. În premieră vă spun că la ușa mea au ajuns destul de mulți. Pot să spun că peste 10-15 persoane cu propuneri de activități în acel spațiu. Deci este un spațiu care va funcționa bine, cu atracție pentru cetățeni, și în momentul în care dăm drumul la acel spațiu, cu siguranță se vor desfășura și activitățile conexe de acolo de sus, iar cetățeanul când urcă... Să aibă ceva ce să facă acolo. Să facă, corect. Plus că după aceea ar trebui cineva, nu știu cum, să gândească și la clădirea aceea. Este păcat. Este păcat să avem construcții începute. Scumpe, ieftine, bune, rele. Trebuie să le găsim, o utilitate. Am zis la un moment dat, poate în glumă, poate în serios, zic, domne, dacă nu găsim pentru acolo, mutăm primăria Piatra Neamț acolo. Ei, nu, și... eu am spus măcar ședințele de Consiliul Local să țină. Am citit, v-am urmărit, v-am spus că vă urmăresc și să știți că o să facem. Nu aș vrea să fiu acuzat de colegii mei consilieri că au făcut guturai după o ședință de consiliu. Atunci așteptăm primăvara. Nu, nici chiar primăvara, nici să fie foarte confortabil. Așteptăm undeva de mijloc, dar nici acum circulă și gripa asta. Eu știu câți consilieri au fost în China, câți au rămas în Europa. Din câte știu, nu de la municipiu au fost în China, ci de la județ. S-au mai fost unii prin China. Acum nu știu ce au adus de acolo. Eu încă o dată spun că mi-a plăcut foarte mult expresia asta, bancul. Au făcut și chinezii un lucru original și ăsta este mortal. Da. Domnule Andrescu, bun, haideți acum să vorbim așa. Candidați. Da. Candidați. Ne închipuim că sunteți la o dezbatere și eu sunt Dragoș Chitic. Da. Dragoș Chitic, cu care ați colaborat. Că sunteți omul care a colaborat îndeaproape cu el. Sigur. Nu poate să fie decât o relație de colaborare între un primar și viceprimar dacă vrem să avem rezultate și realizări în urme. Și vă uitați în ochii mei, moderatorul este acolo și spune, domnul Gavlescu, ce aveți, domnule, să-i reproșați și ce aveți să-i spuneți bine, domnului Chitic? Să începem cu ce bine sau ce rău? Dumneavoastră, că eu oricum stau și mă gândesc ce spune domnul Chitic acum. Ceea ce pot să-i mulțumesc. Uite așa și notează. Și Bogdan Gavrilescu. Deci, analize soft. Bune, rele. Lasă că eu o pun eu când... Bun, ceea ce mulțumesc primarului Dragoș Chitic este faptul că mi-a acordat încrederea în 2016 și mi-a dat, cred eu, lucrurile, activitățile din primărie de care să mă ocup și lucruri destul de bune. Mi-a dat libertatea de a avea acțiune, de a lua decizii. Adică nu v-a dat niște împuterniciri formale. Nu. Asta este important. Acum, ca să trecem în partea cealaltă, oare mi le-a dat ca să mă închidă că nu le pot duce? Oare că mi le-a dat ca să mă ajute? Cum vi le-a dat? Nu știu. Asta trebuie să-l chemați pe domnul primar în emisiune să-l întrebați de ce mi le-a dat. Uite, este o idee. Este că mă am doi. Ce aș repoștura? Ce mai felicit primarul în funcție, felicit primarul în funcție că a reușit să aducă primăria pe cheltuieli stabile. În momentul acesta avem cheltuieli stabile până în 2024, când primăria Piatra Neamț scapă de creditul mare și atunci nu mai apar șocuri financiare să intrăm în imposibilitate de
plată. Dar ceea ce reproșez primarului Dragoș Chitic, o activitate care depinde de, a depins și depinde în continuare de Bogdan Gavrilescu, este alocarea mai multor fonduri pentru curățenia orașului Piatra Neamț. Mai multe fonduri au fost pentru investiții, pentru dezvoltare, dar părerea mea sinceră este că curățenia orașului trebuie să fie pe primul loc. Reacții la sfârșit nu sunt, sunt foarte haioase. Spuneți, dacă sunt un telespectator. Vă mulțumim că v-ați născut, domnule Chitic. Comentariul la laudele pe care îi l-ați adus. Faceți și o critică ca altfel. Sau este să faci și o critică, am spus. Aia cu curățenia, știți cum e. Altceva, hai să vedem ceva mai profund. Mai profund? Păi da, nu a început campania. Eu vreau să înceapă. Da, bun. Care sunt aturile lui Bogdan Gavrilescu pentru primărie? Și care ar trebui, care sunt lucrurile care ar trebui să îl convingă pe Gavi? Pe cetățean. Sau pe cetățeanul Gavi, cetățeanul Bogdan? Se spune, băi, hai să mă gândesc, poate îl votez pe Gavrilescu. În primul rând, Bogdan Gavrilescu este forța lui Bogdan Gavrilescu, constă în echipa PMP. O echipă tânără, o echipă cu 80% din membrii tineri, oameni care vin din mediul de afaceri, oameni care muncesc efectiv și își fac singuri proprii bani. Bogdan Gavrilescu este un simplu om ca și dumneavoastră, dar echipa este o echipă care poate contura un Piatra Neamț de 10+. Așa cum ați văzut că a început să-mi placă. De ce am schimbat cu 10+? Vă spun, înainte, în 2016, am respus povestea cu un Piatra Neamț Perla Mordovei. O poveste care este mai veche. Dar văd că au folosit-o și alții. Și atunci am spus un Piatra Neamț de 10+. Chiar în săptămâna viitoare mă gândesc să lansăm, împreună cu colegii mei, să lansăm o dezbatere pe online în care cetățenii să spună ce ar trebui făcut prioritar în municipiul Piatra Neamț pentru a avea un oraș așa cum merităm, un oraș de 10+. Eu cred că această echipă, așa cum am spus-o și săptămâna trecută la lansare, încrederea mea este totală în această echipă. Este o echipă care este devotată, este dedicată cetățeanului, este o echipă care își dorește să câștige și această echipă va câștiga. Va câștiga. Bun. Acum, când spuneați de 10+, m-am gândit că vă lipsește un candidat, încă unul în echipă. Nu, nu este momentul. Vă mai trebuie un om în echipă, pentru că era el tot cu 10. Era vorba de M10 și de la partidul Monicăi Macovei, președinte era la M10 domnul Niță, dacă îl țineți minte, care acum este la PSD. Stați liniștit, avem de la M10, o avem pe Ioana Constantin, care a fost ca și poziție în M10 peste Adi Niță. Bun, da, tot știți, vedeți, măcar 10 de să-l luați când îl aduceți 10, cu 10. 10 am găsit un 10 nou. Așa. Bun. Acum, ați vorbit despre echipă, ați vorbit despre șanse. Da, așa, că tot ați spus că sunteți un om simplu. Da. Te recunosc. Și mă cunosc cetății. Pe jos vă plimbați prin oraș? Sincer, recunosc puțin față de cât ar trebui, dar mi-am propus să merg mai mult, pentru că în primul rând vreau să arăt mai bine. Hai, și nu. În primul rând să eu vă întreb acum de ce. Spune. Pentru că vorbeam de curățenie. Da. Ok, curățenie se face, se strânge, se dă cu mătura. Eu nu pot să înțeleg, și sincer nu pot să înțeleg, și l-am întrebat și pe domnul Sauciuc de la Salubritas când a fost aici.
De ce măturăm noi strada cu mătura când bate vântul? Asta este una. Dar trecem peste asta. Ar trebui investiții. Și aici, da, ar trebui investiții în curățenie. Dar dacă mergeți pe jos, de la spital spre Dărmănești, și vă uitați în albia Cluieștiului. Domnul Vale, domnul Bălănescu, vă rog să mă credeți că am făcut curățenie în albia Râului Cuiești anul trecut de două ori. Anul trecut de două ori. Anul trecut de două ori. Ar trebui să dislocăm oameni să avem permanent acolo. Nu putem să facem față în tot orașul să păstrăm curățenia dacă noi, ca și cetățeni simpli, nu învățăm să păstrăm curățenia, ca și acasă. Decât să fac curățenie în fiecare zi, mai bine fac o dată pe săptămână și după aceea păstrez curățenia. Dar aici sunt discuții. Vreau să vă spun că în 2016, la asistență socială, erau trecuți, cred, un număr de 180 de oameni. Astăzi, cred că au rămas, n-am evidența pe luna ianuarie, dar sunt sub 100. Iar acești 100 au un număr de ore. Nu i-am constant în fiecare zi. Nu am necesarul de forță de muncă, nu am necesarul de utilaje cu care să intervin în ritmul în care mi-aș dori cu adevărat să intervin. Bun, deci iată o problemă care, într-o dezbatere alături de domnul Chitic, ar fi de discutat. De ce, de exemplu, într-un oraș din, nu știu, un Blaj, da, sau în altă parte, care e mai mic decât Piatra Neamțu, există utilaje de măturat electric? Ceea ce am spus, alocarea de fonduri mai multe pentru salubrizare. Pentru că nu avem forță de muncă. Forța de muncă este o mare problemă, nu la primăria Piatra Neamț, nu la societățile primăriei Piatra Neamț, este în general, în mediul privat. Mediul privat știe foarte bine că au o problemă cu forța de muncă. Și atunci trebuie să înlocuim forța de muncă cu mașinile. În momentul în care alocăm bani, vom avea mașini și vom interveni zilnic peste tot, atunci automat curățenia se îmbunătățește în municipiul Piatra Neamț. Mi-aș dori să fie extraordinar de bun. Ne gândim la mașini de măturat strâns imediat. Pe partea de cosit, mașină de cosit. Bine, asta s-au făcut niște pași, că au început să... Tot cu mașini. Pentru că anul trecut au apărut aceste investiții, aceste tractorașe pentru cosit. N-au mai fost atât de multe probleme cu cositul în municipiul Piatra Neamț. Dar prin mașini. Anul acesta vrem să investim în partea de salubrizare prin mașini de măturat, stropit, spălat. Păi ar cam fi cazul. Cred că este cazul. Vreți să vă spun un lucru care trebuie, cetățeanul trebuie să-l înțeleagă. Astăzi, dacă vrem să ieșim pe o stradă la măturat, societatea Salubrizaș în parc nu are nicio mașină. Are o singură măturătoare care este în revizie, iar una este la reparat la o societate, la Bacău, am înțeles, sau ceva de genul ăsta. Deci trebuie să intervenim numai manual. Le-am spus, știți foarte bine, am venit din 2016 și am venit cu acei separatori de sens. Mie nu-mi place cum arată astăzi. Au ieșit, au strâns de la baza lor, dar acum trebuie să intervenim să-i curățăm, să-i spălăm. Bun, nu ne permite vremea. Dar vă garantez că în momentul când vremea ne va permite, vom interveni și vom spăla. Sunt lucruri care... Domnul Gabrescu, mi-a adus aminte acum. Spuneați de strada aceea, Libertății, nu? Sau cum, care stradă? Tineretul. Tineretul, da. Da. Mi-aduc aminte că în campania din 2016, da,
s-a lansat conceptul de Smart City. Da. Bun. Hai să nu spunem Smart City acum, dar din conceptul ăla, partea asta de, știu eu, prevenirea infracțiunilor stradale nu putea fi cumva, da, vă spun, cu camere de luat, vedeți, să vedem și noi pe aia care... Deci vă spun că în municipiul Piatra Neamț este o constantă, de, montăm în fiecare lună, în fiecare an montăm camere de supraveghere. Astăzi sunt funcționale aproximativ 100 de camere, 120 de camere. Uite-te, avem 100 de camere în Piatra Neamț. De supraveghere. Vă dau încă o veste bună. Aceste puncte de colectare care le-am modernizat vor fi dotate cu camere de supraveghere. Unu, pentru a monitoriza punctele de colectare, dar ele au o rază mai mare de acțiune și vom acoperi și zona. Bănuiesc că apar și inscripții. Zona, sigur, sigur. Zona supravegheată. Supravegheată video. Așa. Pentru că e păcat. Eu mi-aș dori, nu mi-aș dori. Eu sunt sigur că până la sfârșitul acestui mandat, în Piatra Neamț, să ne apropiem de 200 de camere de supraveghere funcționale. De asta am spus și suntem în discuții finale să mutăm DTI-ul, Direcția de Taxe și Impozite, în incinta mall-ului de aici, de la piață, și la taxe și impozite să mutăm poliția locală cu centru de monitorizare, pentru că nu mai fac față să urmărească dispecerii toate camerele de supraveghere. Și atunci vom face un centru de monitorizare mare, modern. Îl punem sus acolo, că de acolo văd tot orașul. Da, da, de da, acolo da. Văd tot orașul și simplu, cu dronele. Da. Iar o zonă care am dau spus... Dau amenda cu drona. Iar o zonă care am spus-o... Hai să nu ne trecem, că ați văzut ce se întâmplă cu dronele astea. O zonă care am spus că trebuie monitorizată și trebuie să avem grijă și să intervenim foarte repede pe ea este tot pe masivul Cozla, drumul de acces, care este proiectarea dată, făcută. Anul acesta sunt prinși bani în buget să împărțim acea investiție, să facem pe tronsoane și trebuie intervenit pe acel drum. Știți foarte bine că din 2016 spun să restricționăm accesul auto pe masivul Cozla. Am pus bariera respectivă de vreo 3-4 ori. Oameni buni, eu zic că este o zonă de promenadă extraordinar de bună. Ce, dar ce s-a întâmplat cu bariera? A fost tăiată de 3 sau 4 ori. Și acolo sunt convins că exista o cameră video. Nu, dar va exista în foarte scurt timp. Acolo o cameră de supraveghere. Pentru că nu înțelegem. Am pus coșuri de gunoi. Așa cum ați spus dumneavoastră, de acelea metalice cu sacul în interior. Facem, Societatea Salubritas merge și face colectarea gunoiului de acolo. Am primit reclamații, domnul viceprimar Bogdane, m-am dus să mă plimb pe Cozla și a trecut un nebun pe lângă mine cu mașina, m-a umplut de praf, nu mă mai duc acolo. În Piatra Neamț, zic eu că sunt... De eu nu știu, chiar trebuie să fie nebun să ducă cu mașina pe drumul ăla. Vă zic și sunt mulți. Dar pe drumul ăla să duci cu mașina? Sunt mulți. Trebuie să fi, eu știu că aveți în primărie oameni care fac off-road și au mașini cu care să duc și pe bâtcă peste, pe zonă. Da, să duci cu mașina acolo, trebuie să fii puțin nebun dacă e mașina ta. Eu vă zic că se duc mașina. Am intervenit pe acel drum, nu mai arată cum îl știți dumneavoastră. Probabil s-au stricat iarăși acum. Acolo trebuie captate apele, făcuți torenți ca să nu mai... se distrugă atât de repede. Sunt două zone în care municipiul Piatra Neamț s-a obișnuit și oamenii s-au obișnuit să meargă să se plimbe, să facă activități. Masivul Cozla și încolo pe ștrandul Tineretul peste Bistriță. Trebuie să găsim soluții să rezolvăm, să avem două zone de promenadă bune, frumoase,
să, ca cetățenul să se simtă în siguranță și să-și dorească să iasă acolo. Dar mai sunt idei. Încă nu v-am spus. O să începem această campanie de idei, de selectate idei și proiecte și îmi doresc din tot sufletul să avem cel mai bun program pentru 2020-2024. Ce vreau să mai rezolv pentru anul acesta, să rezolvăm un parc de joacă mare, modern, super, super profesionist pentru copiii din municipiul Piatra Neamț. Și vă spun cu sinceritate, cum te trage copilul tău de urechi, nu te trage nimeni. Am fost în București cu fata mea mai mică și a zis, tati, noi de ce nu avem un spațiu de joacă ca acesta din București? Deci, trebuie să facem cumva, să arătăm că și la Piatra Neamț se poate avea lucruri se pot face lucruri profesioniste, lucruri pentru cetățeni. Și echipa PMP este dedicată cetățenilor. Haideți să intrăm un pic pe finalul emisiunii, pe mesaje. Vă salută, sau ne salută, doamna Gianina Macovei, Elena Ceaușu, mult succes în continuare. Mulțumim. Liviu Harguz. Să trăiești, Liviu. Ce măsuri concrete s-au luat pentru arhitectură unitară? Acoperișuri, fațade, curățenie? Ți-am spus, Liviu, prin pugul orașului s-a modificat, nu mai sunt 500 de milioane de culori. Pugul orașului este aprobat din luna februarie 2019. Eu mă bucur că Liviu Harguz stă la această emisiune. Mulțumesc, și Liviu. Intervine pentru că el a lansat acel concept de Smart City, da, și da. Ce se întâmplă? În alte zone ale țării el se implementează într-o formă modificată în funcție de ce. Și pe mine nu mă interesează neapărat cardul cetățeanului sau nu știu ce. Pe mine mă interesează ca cetățeanul să vină aproape de administrație într-un mod cât mai simplu. Exact. Da. Mai departe, este zona de sus de pe Coz la zona proșterejată fosiliferă? Da. Și atunci toate lucrările care se vor face acolo trebuie să țină cont. Avize. Trebuie, nu cum s-a făcut în Gondola, nu fără. Nu știu, nu mă pricep. Nu făceam politică, făceam administrație. Ne salută domnul Stav Arache de la Consiliul Județean. Să trăiți o zi bună și o săptămână. Ne salută domnul Ionuț Meraru și vă întreabă, ați văzut cum se face toaletarea copacilor? Întregi sau nu, că a rămas doar cu trunchi. Aveți încredere, haideți să așteptăm să înverzească și dacă nu se va usca acel copac, eu ies public și voi avea o discuție și va pleca persoana care răspunde în cadrul primăriei de toaletări, de gradul cât se toaletează dintr-un copac. Nu este meseria mea, meseria mea... Deci acolo trebuie făcute de niște oameni care se pricep. Sunt specialiști. Da. Întrebare tot de la domnul Harguz, dar răspunde la ea. Domnul Gabriel, vă rog, acum în calitate de viceprimar de candidat, l-am prezentat la începutul emisiunii în calitate de candidat și am spus și a spus să nu-ți răspunzi lui, să le răspunzi nu, deci. Am precizat la începutul emisiunii și uite, fac eu o precizare acum importantă. Prezentăm candidații prezentăm în funcție și de ceea ce fac ei acum la dânsul. Funcția de viceprimar pe care o ocup, am spus de la început că este un avantaj și un handicap. Dar vreau să fac eu o precizare. Cred că am greșit aici la cafeaua de dimineață cu prezentarea candidaților, să spunem așa, într-o formulă în care îi lăsăm să vorbească mai mult, să prezinte, și atunci cred că o să schimbăm un pic lucrurile și o să facem cafeaua de dimineață, cafea de dimineața noastră și emisiunea și în continuarea ei o prezentare a candidaților. De ce facem această prezentare? Ca oamenii să îi cunoască cât mai bine, așa cum vin ei.
Evident că într-o altă emisiune îl vom chema pe domnul Gavrilescu și ne vom ține de capul lui pentru activitatea de viceprimar. Și acolo o să vă rugăm să-i spuneți toate întrebările care țin de activitatea asta și n-are decât să vă răspund. Dacă tot discutăm și ați spus cum vedeți proiectele dumneavoastră, cum vedeți emisiunile în viitor, dați-mi voie să vă propun ceva. Vă rog. Un lucru care... Vreți să faceți o emisiune? Eu sunt de acord. Nu, aș vrea să facem o dezbatere publică în Parcul Central din municipiul Piatra Neamț. Nu am nicio problemă. Cu toți candidații, cu cetățeni, anunțați dinainte, cetățeni care să stea de jurul Eu propun să o facem la teatru. Unde știți dumneavoastră la teatru că este mai că bine? Se potrivește mai bine. Și atunci să putem răspunde noi, candidații, să putem răspunde și cetățeanul să aibă dialog direct cu noi. Eu asta propun la toți Nu săptămâna viitoare, cealaltă săptămână, vă rog să veniți la emisiune, punem laptopul pe masă și răspundem la și telefonul. Da, da. Și să sune și oricine și răspundem la orice sigur, întrebare. Sigur. Cu mare plăcere. A fost domnul Bogdan Gavrilescu. N-aș vrea să închid. Bun, ultimul cuvânt. Mulțumesc presiei pentru că fac și au treabă cu consilierii, cu lista membrilor PMP, dar aș avea o rugăminte la presă din Neamț. Încercați să-mi faceți subprefecți oamenii într-o ordine alfabetică. Nu-i luați pe sărite și nu căutați foști membrii PMP. Uitați-vă în listă, este publică, am lansat 40 de candidați, posibil candidați. Deci, haideți ca să, dacă tot m-ați provocat, ați recunoscut că veți avea un subprefect de la PMP acum. Am recunoscut că PMP-ul are funcția de subprefect la Piatra Neamț. La Neamț. La Neamț. Eu sunt cu Piatra Neamț, domnul Bălănescu. Eu am învățat în 4 ani să vorbesc de Piatra Neamț și în continuare vreau să vorbesc de Piatra Neamț. Deci, ieri domnul George Lazar, prefect, ne-a anunțat că va face o funcție de subprefect după ce a tăiat o funcție de funcționar public din prefect. Este făcută de 2 săptămâni de zile, ba nu, săptămâna trecută, și cred. Și de ce nu avem subprefect? Păi nu știu, întrebați prefectul. Dar propuneri s-au făcut? Propuneri unde? Propunerile vin de la București. Că eu sunt săpun de chestiile astea. Deci, ca să fie un subprefect PMP, da, trebuie ca organizația PMP să facă o propunere apolitică, da, să facă o propunere apolitică, da, pentru un post de... Sunt făcute. Mai da. Multe sau una? Două propunere a avut PMP-ul. Un bărbat și o femeie? Cetățenii ai județului Neamț. Nu dăm sexul ca să nu... au funcții publice? Nu. Niciunul dintre ei? Nu știu. Vedeți, v-ați provocat. Nu, vreți să mă duceți pe o zonă în care chiar nu vreau. Dacă presa este atât de interesată... Da. De ce este greu să spunem care sunt cele două? Nu, acum lăsăm la... Pentru că discuțiile... Bun, haideți să o închidem. Că presa dă asemenea nume pentru că nu are informația. În mod normal ar trebui, părerea mea, dom'le, avem două propuneri, doi oameni de bază ai partidului și urmează să, dintre cei doi, să se tranșeze chestia. Bun, hai să micșorăm cercul. Așa. Discuțiile și propunerile din cadrul organizației PMP Neamț, discuțiile au fost restrânse la un bărbat și o femeie, unul din Piatra Neamț, unul din județul Neamț. Am înțeles. Mai mult de atâta nu pot spune. O să rugăm pe domnul prefect să ne spună
când va fi făcută această numire, dacă mai avem guvern după amiază. Haideți să așteptăm ședința de guvern de la ora 12. Eu zic că este foarte importantă și datele problemei după această ședință, eu zic că se vor schimba radical. Vor fi anticipate. Vom avea uninominal președinte de Consiliul Județean. Scurt. Tot scurt, scurt. Dar îmi vine câte o idee. Mi se pare, mi se pare o prostie ca în iunie 2020 să pui cetățeanul să-l bagi, să-l bagi în, în cabina de vot cu 6 buletine de vot. Mi se pare greu. Cetățeanul va fi debusolat. Cum va merge la vot? Ce până discută de toate aceste probleme. Da. Am înțeles. Păi, să vă spun, pun microfonul, se pare că am făcut eu o problemă la microfonul meu cu ceva. Ne auzi. Oamenii buni în cap și se aud întotdeauna. Bine, asta nu știu dacă auzitul e o problemă. Neîncăput, sunt unii care aud, sunt unii care se fac că nu aud. Da. Bun. Trebuie să ne oprim aici cu emisiunea. Mulțumesc pentru participare, oameni buni. Astăzi, acum lăsând gluma la o parte, astăzi va fi ședință de guvern, ca chiar prin urmările ei, dacă trece moțiunea sau nu trece moțiunea, va fi importantă. Vom sta cu ochii pe, pe ce se întâmplă acolo, dar eu nu mă aștept la lucruri foarte bune în continuare, pentru că tot ce înseamnă hey-rup de genul ăsta în politică provoacă neliniște socială. Da, lăsăm, vedem și să ne întâlnim sănătoși la emisiunile următoare. Am reținut ideea cu emisiunea, am reținut ideea cu dezbaterea și vedem dacă vom putea să le rezolvăm. Cele bune, numai bine! Să trăiți bine! Să trăiți bine!